CSMINA Urbaia Mare a primit vizita echipei SCM Timișoara într-o partidă programată în etapa a treia din divizia A la handbal feminin. Acest derby al campionatului a adus față în față două echipe care au ca obiectiv promovarea în Liga Națională. După cum era de așteptat, disputa dintre Minaur și Timișoara a fost foarte aprinsă, câștigătoarea fiind decisă cu câteva secunde înainte de finalul jocului. În primele 25 de minute ale meciului, cele două echipe au mers de la egal la egal, după care Minaur s-a desprins pe final de repriză și a intrat la vestiare cu un avantaj de 3 goluri, scor 17-14. Jucătoarele antrenate de Simona Maiorpașca și Ioana Marta au intrat mai bine în joc în repriza secundă, reușind să meargă la 5 goluri. În minutul 35, Minaur conducea cu 20-15, cea mai mare diferență de scor a meciului. Partida a fost pe departe să fie încheiată, deoarece SCM Timișoara a revenit treptat în meci. Profitând de relaxarea și de greșelile echipei băimărene, gazdele au egalat în minutul 52, iar cu 4 minute înainte de final au preluat conducerea, scorul devenind 26-27. Minaur a egalat din nou, iar cu 30 de secunde înainte de final a revenit în avantaj după o lovitură de la 7 metri transformată de Andreea Tecar. Timișorencele au avut ultimul atac, însă nu au reușit să înscrie. CSM Minaur Baia Mare se impune în final cu 29-28 și obține o victorie importantă în fața principalei contracandidate la promovare.